Vreți să faceți și voi un tutorial de ăsta de care treceți pe subtext? Hai să vă arăt cum se face. Mai întâi vă filmați cu mișcarea aia de a trece de pe sub ceva. Foarte simplu de făcut, bineînțeles. După asta adăugați textul pe sub care vreți să treceți. Aici rămâne la latitudinea voastră ce gen de text folosiți. Chestia asta se face totul în CapCut, o unealtă extrem de simplu de folosit și gratuită, bineînțeles. Am pus textul, l-am mărit, îl pun pe toată suprafața videoclipului și fac mișcarea, după care dau export la acel videoclip. Împort din nou în CapCut. Și ar trebui să mai adaug încă o dată același videoclip. Deci trebuie să fie de două ori același videoclip adăugat. Da, vedeți? Două, același videoclip este. După care caut butonul, selectez al doilea videoclip, ăla fără text, și dau overlay. Și s-a dus pe rândul de jos. Deci rândul cu textul este sus, rândul fără text, videoclipul fără text este jos. Și vedeți acum cum putem să. După care dăm înlăturarea background-ului la videoclipul de jos. Da? Background remover. Foarte simplu de folosit. Și în felul ăsta vedeți că deja dispare partea cu textul și rămâne doar partea de jos. Tăiați videoclipul exact în partea videoclipul de jos, exact în partea unde ajunge să vă intersectați cu textul, ca să vină exact efectul acesta. Super simplu de făcut, fără nicio altă problemă.